Agenții economici sunt vulnerabili la schimbările legislative și la criza economică din ultimii ani. Un TVA redus și o scădere a impozitelor ar fi doar două dintre măsurile propuse de Patronatul Tinerilor Întreprinzători în sprijinul IMM-urilor. Noi, tineri întreprinzători, milităm pentru un TVA redus, mult față de nivelul actual, pe o scădere a nivelului impozitului pe profit sau impozitului pe venit, care se pare că va fi introdus obligatoriu din februarie, și prin creșterea deducerilor în contabilitate. Se poate umbla și la atitudinea organelor statului, organelor de control, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie una constructivă, una în care să îl învețe pe întreprinzător ce trebuie să facă astfel încât să intre în legalitate în cazul în care întreprinzătorul, din motive de necunoaștere în general, nu respectă toate legile în schimbare. Pe de altă parte, președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Marian Filimon, trage un semnal de alarmă în privința neimplicării autorităților în găsirea unor soluții care să stimuleze mediul economic. Asigurarea unui cadru stabil și predictibil pentru mediul de afaceri, cu îmbunătățirea substanțială în 2013 a aspectelor privind reducerea birocrației și a fiscalității. Adoptarea unei noi legi pentru întreprinderile mici și mijlocii. Susținerea dezvoltării IMM-urilor din România prin susținerea distribuției și comercializării produselor lor. Numai anul trecut, peste 1200 de agenți economici și-au încetat activitatea și peste 2300 se aflau în procedură de insolvență. În 2012 s-au înființat și 1450 de firme, care însă, pentru a putea supraviețui, ar trebui susținute prin măsuri concrete.